Începem cu o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. A fost un accident cumplit între un camion și un autoturism pe DN13 în județul Brașov. 4 oameni au murit în urma impactului de acolo. Colegul meu, Ovidiu Stan, este în direct cu noi și vine cu mai multe informații. Ovidiu, bună dimineața! Ce s-a întâmplat acolo? Care au fost cauzele? Și în afară de acești 4 oameni care, din păcate, au murit, mai sunt și alte victime? Bună dimineața, Ana. Într-adevăr, vorbim de un grav accident rutier pe DN13 la ieșire din localitatea Rodbav spre Măieruș. Este, dacă putem spune așa, o nouă tragedie pe acest DN13, drumul morții, cum mai este numit, în care 4 persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre coliziunea dintre un autoturism și un autotren. Impactul a fost, cum spunea, atât de puternic încât persoanele aflate pe locurile din față au fost efectiv strivite și au rămas încarcerate. Dacă a dormit sau nu la volan, dacă vorbim despre o depășire, totuși acest lucru îl vor stabili specialiștii. La acest moment, la fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje smurt de descarcerare. Din primele informații, se pare că în autoturism se aflau doar 4 persoane adulte, nu vorbim de copii în acest moment. Însă traficul se desfășoară în continuare alternativ. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Acestea sunt deocamdată informațiile de aici, de la Rudbav. Îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, informația momentului: accident grav în județul Brașov. 4 persoane și-au pierdut viața.